în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Iar ei, îndatele sunt mrejele, au mers după el, ucernici părinții biscredincioși, duminica a doua după Rusalim, duminica în care îi presmim pe Sfinții Români. Dacă săptămâna trecută, duminica trecută, s-a vorbit de ziua de presnuire a tuturor Sfinților, în prima duminică după Rusalim, ca rod al rusalilor, a pogorârii Duhului Sfânt, a întemeierii Bisericii Creștine, prima comunitate în Ierusalim, așa cum s-a relatat în ziua cincizecimii a pogorârii Duhului Sfânt, a venit prima duminică în care au fost pomeniți toți Sfinții, așa cum spuneam, rodirea Duhului Sfânt în Biserica lui Hristos, pentru ca astăzi să vorbim de Sfinții Români, de a arăta răspunsul pe care unii din neamul nostru au laudat chemării Mântuitorului de a fi pescar de oameni. Despre Sfinții Români vom vorbi cu precădere de seară la slujba vecerniei, iar astăzi, acum, ne-am propus să reluăm, să parcurgem fragmentul scripturistic de la Evanghelistul Matei, capitolul 4, începând cu versetul 18 până la versetul 23. Ne aflăm în momentul în care Mântuitorul a ieșit la propovăduire. S-au împlinit cei 30 de ani de viață umană. Avea să primească botez la râul Iordan. Avea să se arate Sfânta Treime prin prezența Mântuitorului, prin porumbeilul care era Duhul Sfânt și vocea din cer, vocea lui Dumnezeu Tatăl, iar Mântuitorul avea să fie arătat lumii prin intermediul lui Ioan Botezătorul. După aceea, Evanghelistul Matei vorbește despre ispitirea Mântuitorului, întrucât a urmat 40 de zile de post. Mântuitorul avea să fie ispitit, avea să afle despre întemnițarea lui Ioan Botezătorul, iar el se va retrage în Galileea pentru a propovădui. Și așa cum consemnează Evanghelistul Matei, a început să propovăduiască și să spună: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Odată cu momentul începerii propovăduirii, Mântuitorul își va căuta ucenicii care aveau să devină apostoli. De aceea, duminica de astăzi, sau prin prisma Evangheliei, este și duminica chemării primilor ucenici la apostolie, la apostolat. Mântuitorul se afla în partea de nord a țării, în Galileea. Va părăsi locul copilăriei lui, Nazaretul, și va merge spre Capernaum, orașul care se va așeza la inima lui, iar acolo el își va desfășura activitatea 3 ani și jumătate, tot timpul când avea să se deplaseze pe teritoriul Țării Sfinte sau la marginele teritoriului Țării Sfinte, avea să se retragă în Capernaum. Aici el își va alege primii ucenici, ne spune Evanghelistul Matei. Pe când umbla pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon, ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Au lăsat toate și au urmat Mântuitorului. Poate pentru Petru și pentru Andrei nu era o zi aparte, era o zi firească, o zi obișnuită, căci ceea ce făceau ei acolo nu era pentru prima dată. Erau pescari. Zilnic mergeau cu barca pe mare, încercând să prindă pești. Zilnic își pregăteau mrejele lor, le curățau, prindeau pești, iar acțiunea aceasta, activitatea aceasta, era repetată. Se repeta.
Însă, într-una din zile, Mântuitorul se întâlnește cu ei și le face această invitație, o chemare simplă, o chemare, zicem noi, firească din perspectiva Evangheliei, un glas se aude în urechile lor, odată cu prezența Mântuitorului, care are siguranța că această invitație va primi un răspuns. Vor fi pescari de oameni, adică în vodul lor vor aduce oamenii spre credință, spre Hristos, spre propovăduirea Evangheliei, spre pocăință, spre mântuire. După cum observăm din prima alegere a Mântuitorului, cei doi care erau pescari erau oameni simpli. Nu erau oameni perfecți. Nu erau oameni de ținută intelectuală deosebită. Nu aveau o școală care să ia teste în direcția aceasta. Nu aveau o pregătire aparte. Erau oameni simpli. Oameni care se îndeleniceau cu cele necesare traiului și care își manifestau existența lor așa cum puteau mai bine în simplitatea lor. Evanghelistul Matei ne spune că alături de cei doi frați s-au mai adăugat tot în acel moment, tot de la început, alți doi frați. Și de acolo, mergând mai departe, a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, al lui Zebedeu, și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zebedeu, tatăl lor, dregându-și mrejele și i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după el. Așadar, alții doi ucenici se vor atașa de Mântuitorul, vor deveni camarazii lui, prietenii lui, cei care se vor împărtăși de cuvântul Mântuitorului, de viața lui, de dumnezeirea Mântuitorului în cei 3 ani și jumătate de activitate. Deși Evanghelistul Matei nu adaugă aici și în acest capitol 4 pe ceilalți 8 apostoli, ei se vor adăuga ulterior, așa cum sunt cunoscuți cu numele. Însă ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că și ceilalți doi frați, Iacov și Ioan, erau iarăși oameni simpli, nu erau perfecți. Deci ne dăm seama că Dumnezeu lucrează pentru oameni și cu oameni, chiar dacă noi nu suntem perfecți. Ne-am dat seama de lucrul acesta întrucât pe parcursul celor 3 ani și jumătate de propovăduire a Mântuitorului, minuni săvârșite, învățăturile lăsate, tot felul de atitudini sau de mâini întinse ale Mântuitorului către cei nevoiași, aveau să scoată în evidență diverse reacții ale ucenicilor, unele mai potrivite, altele poate mai puțin potrivite. Vreau să vă reamintesc și de ceea ce s-a întâmplat pe final cu Mântuitorul, când unii apostoli l-au tăgăduit, cum a fost Petru, alții s-au lepădat de el, cum a fost Iuda, sau alții care cereau întâlnirea directă cu Mântuitorul, cum a fost Toma, toți încredințându-ne sub o formă sau alta de dumnezeirea Mântuitorului, cu excepția lui Iuda. Au fost în stare de confuzie, au fost în stare de frică, așezați la oaltă, la locul cinei cele de taine, așteptând un semn de la Mântuitorul, binecuvântarea Lui, întâlnirea cu Mântuitorul și cele din urmă, pogorârea Duhului Sfânt, ca putere de sus, pentru ceea ce avea să însemne lucrarea lor de propovăduire, de răspândire a învățăturii creștine, de întemeierea bisericilor creștine, a comunităților, așa cum Duhul le cerea. Au fost oameni simpli, oameni care l-au privit pe Mântuitorul și s-au împărtășit din viața lui, au crescut odată cu Mântuitorul în cei 3 ani și jumătate. Mântuitorul i-a chemat la propovăduire, la apostolie, i-a chemat pentru ca ulterior să sufere prin mărturisirea pe care ei o făceau și în cele din urmă
să-și ducă la bun sfârșit chemarea de propovăduire până la moarte, până la martiriu, până la suferința supremă, căci aproape toți apostolii au avut acest sfârșit de dăruire și de jertfă totală în fața Mântuitorului. Chemarea aceasta adresată apostolilor este o chemare care s-a prelungit în timp. Tot timpul este nevoie de apostolie, de apostoli. Tot timpul, în orice loc, în orice timp, e nevoie de un cuvânt al Domnului să fie răspândit, să fie așezat în inimile credincioșilor, a celor care doresc să devină creștini, a celor care au pășit în Biserica lui Hristos odată cu taina botezului, îmbrăcându-se în haina cea luminoasă a lui Hristos. Însă această haină de lumină a lui Hristos se întreține în timp prin comuniunea și lucrarea cu același Hristos. De aceea, ziua de astăzi este și o chemare a noastră la propovăduire, la mărturisirea propriei noastre credințe, căci același evanghelist ne spune la un moment dat, redând cuvintele Mântuitorului, la capitolul 10, versetul 32, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Iată cuvintele Mântuitorului, care vin ca o chemare, ca o asumare a responsabilității. De aceea, poate astăzi, e momentul să reînnoim legământul nostru în fața Mântuitorului prin asumarea responsabilității vieții noastre și vocației noastre de a fi creștini. Ne-am asumat această vocație, indiferent de profesia pe care o avem, indiferent de vârsta pe care o avem, indiferent de lucrarea noastră pe acest pământ, cu toții avem așa această vocație de a fi creștini, de a ne încredința Domnului. Am văzut cu primii apostoli, au lăsat toate și au urmat Mântuitorului. Ceilalți doi ucenici, Iacob și Ioan, l-au lăsat pe tatăl său și au lăsat părinții, cu alte cuvinte, și au lăsat munca lor importantă, fără doar și poate, fiindcă altfel nu ar fi supraviețuit, și i-au urmat Mântuitorului, fără ca în acel moment să aibă multe argumente de a-L însoți pe Mântuitorul, fără să cunoască lucrarea Mântuitorului, fără să știe ceea ce va urma în viața lor, au lăsat, au renunțat la un bine, la un confort al lor și s-au așezat în slujba lui Hristos. Spuneam că aceste cuvinte s-au păstrat în biserică. Tot timpul le reactualizăm, le enunțăm, pentru că ele sunt încă o chemare a Mântuitorului la fiecare dintre noi. Îl propovăduim și îl mărturisim pe Mântuitorul prin viața noastră, prin felul nostru de a fi, prin comportamentul nostru, prin atitudinea noastră față de cei care sunt în imediata apropiere. Mă refer la cei din casa noastră, la vecinii noștri, la colegii noștri, la cei care reprezintă comunitatea noastră. Sfinții apostoli, căci vorbim de sfinții apostoli, ucenici apostoli, apoi de sfinții apostoli, au ajuns să se așeze în ceea ce numim a fi împreună răstigniți cu Iisus Hristos. Hristos i-a avertizat nu odată, dacă pe mine m-au prigonit și pe voi vă vor prigoni. Iar cuvintele acestea aveau să fie repetate de mai multe ori, atenționându-i asupra ceea ce avea să urmeze. Dacă pe mine m-au prigonit, pe mine m-au urât și pe voi vă vor urâ. Iată că ei aveau să-și îndeplinească misiunea lor, aveau să-L înțeleagă pe Mântuitorul, aveau să-L mărturisească ca Domn și Dumnezeu, aveau să deschidă cerul pentru generații și generații, pentru veacuri și veacuri, căci asta au făcut apostolii. L-au făcut cunoscut pe Mântuitorul, l-au propovăduit
și au deschis cerul. Aceasta fac și sfinții pe care noi îi avem și pe care îi cinstim, ca unii ce sunt prietenii lui Hristos, ca unii ce sunt casnicii lui Hristos, nu fac altceva decât să deschidă cerul pentru cei care ajung în preajma lor. Sfinții sunt prezențe ale lui Hristos în mijlocul nostru. Sfințenia lui Hristos, cuvântul lui Hristos, lucrarea lui Hristos se transmite în biserică, iar sfinții sunt aceste repere de a fi făclie, de a fi lumină pentru cei din jur. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Dumnezeu, Tatăl vostru cel din ceruri. Un alt îndemn pe care Mântuitorul îl face la predica de pe munte, arătând cât de importantă este prezența noastră a fiecărui suflet în parte, care ajunge să fie o prelungire, o scânteie, un fior, o flacără a lui Hristos pentru cei din jur. Hristos se dorește pe mai departe a fi propovăduit, a fi trăit, a fi simțit. Hristos se dorește pe mai departe a fi pus să lucreze, să fie în slujba noastră, în slujba celor din jurul nostru. Este prelungirea lui Hristos peste veacuri în biserică, prin apostoli, dar și prin cei care au devenit și devin pescari de oameni, luminători ai credinței pentru cei din jur. Nu e o misiune ușoară, fără doar și poate. Apostolii au arătat lucrul acesta, dar este ceea ce Mântuitorul a sperat, căci odată cu jertfa de pe Sfânta Cruce, cu învierea și înălțarea la cer, Mântuitorul a promis venirea Mânghietorului și vorbim aici de o permanentizare a lucrării Lui în biserică, tocmai prin acțiunea Duhului Sfânt. Spuneam de la început că și duminica de astăzi se înscrie în Duminica Rusaliilor, ca o roadă a Duhului Sfânt, a Sfinților Români, a celor cunoscuți, așa cum sunt trecuți în sinaxarul bisericii, sau a celor care nu sunt cunoscuți, dar cunoscuți de Dumnezeu, sau a celor care sunt cunoscuți, dar încă oficial nu sunt așezați în rândul Sfinților. Sunt cei care au întrupat și care s-au împărtășit cel mai mult din lucrarea și din sfințenia lui Hristos, pentru ca viața lor să fie lumină, să fie dar, să fie bunătate, o viață îmbogățită și presărată cu multitudinea de virtuți care ne stau la îndemână. Vreau să vă asigur că sinaxarul bisericii noastre nu este închis. În fiecare generație sau fiecare generație este chemată să ajungă la sfințenie, să ajungă la mântuire. E adevărat că în limbajul curent poate foarte puțin vorbim despre mântuirea noastră sau despre dorința noastră de a fi sfinți. Sfințenia fiind împlinirea umanului, este un lucru firesc. Nu este un adaos la viața noastră, ci este o reașezare a vieții noastre într-o normalitate pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o încă de la început. Mai puțin vorbim despre mântuire când ne întâlnim. Vorbim despre cele curente, despre profesia noastră, despre sănătatea noastră, despre reușitele noastre în viață, despre copiii noștri, despre suferințele noastre, despre bolile noastre, despre tot ceea ce intră în imediata atenție a noastră și interesul nostru. Iată că e vremea să vorbim și despre sfințenie, să vorbim despre normalitatea vieții noastre, care înseamnă însoțirea noastră cu Hristos, cu Harul Lui, cu binecuvântarea Lui, cu rodirea Duhului Sfânt, căci sunt daruri toate ale Lui Dumnezeu.
Bunul Dumnezeu să ne dăruiască bucuria întâlnirii cu Sfinții noștri, bucuria împărtășirii de lumina lor, de reperele vieții lor, de tot ceea ce au mai curat, mai profund, mai uman, căci Sfințenia este umanitatea în actualitate. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.